Ultimul eveniment asemănător a avut loc în anul 1961, iar specialiștii numesc acest moment Marea Conjuncție. Jupiter și Saturn se vor afla aparent foarte aproape una de cealaltă, atât de aproape încât vor lua forma unui singur astru. Două planete sunt aproape îngemănate, două planete importante ale sistemului nostru solar. Este vorba de Jupiter, cea mai mare, de două ori și ceva mai mare decât toate celelalte la un loc, și Saturnul, care normal sunt la 5 unități astronomice distanță între ele, adică 5 distanțe Pământ-Soare. De 5 ori această distanță între ele, însă prin conjuncție și din perspectiva noastră sunt foarte apropiate, la 0,1 grade de cerc. Cele două planete se vor vedea la sud-est și aproape că nu se vor putea distinge una de cealaltă. Suntem pregătiți cu mijloacele de observații, cu prietenii noștri, cu vizitatorii noștri care vor putea veni să le vadă, în situația în care cerul ne va permite. Și vom putea să vedem aceste planete. Jupiter este o planetă extraordinară, este o planetă imensă, uriașă, cum spuneam. Hidrogen și heliu la mijloc. Are niște nori de 50 de kilometri. Are o furtună de cel puțin 400 de ani care se învârte, care are diametrul ciclonului de furtună de vreo 10 ori diametrul planetei noastre. Senzația va fi că cele două planete sunt pe punctul de a intra în coliziune. Această impresie de astru dublu nu este decât o iluzie optică din perspectiva Terei. Deși fenomenul va fi vizibil peste tot pe Pământ, nu va fi la fel de spectaculos. Cel mai bun punct de observare va fi ecuatorul. Acest fenomen se va repeta abia pe 15 martie 2080. Specialiștii spun că o astfel de aliniere a planetelor nu se va mai produce decât în anul 2400.